Intersecția Centurii Severinului cu drumul județean 607B este unul dintre punctele negre din Mehedinți, din cauza accidentelor rutiere dramatice. O dovedesc mașinile abandonate, dar și crucile care străjuiesc șoseaua, deloc puține la număr. Anul trecut, 3 oameni au murit în această intersecție, iar alți 3 la confluența centurii drumului județean 607A. Localnicii sunt exasperați. N-ai vizibilitate, domnule, de acolo și din partea asta nu se vede când vine ăla. Și din cauza asta aici, zic eu, face un sens girasolul, ca la chimie acolo. Foarte periculoasă. Foarte, mor pe capete aici. Câte accidente s-au produs aici? N-au luat nicio măsură niciodată. Polițiștii au avizat de jumătate de an construirea celor 2 sensuri giratorii, însă nu vor fi amenajate până în aprilie, spun cei de la CNAIR. În cursul anului 2018, mai exact la data de 15 august, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a avizat reamenajarea celor intersecții ca intersecții cu circulație în sens giratoriu. Cele 2 sensuri giratorii vor fi practic montate în variantă provizorie până la jumătatea lunii aprilie, pentru că acolo este nevoie să se îmbunătățească puțin vremea pentru a și putea asfalta și pentru a reface marcajele în noua configurație, iar până la sfârșitul anului sperăm să avem și sensuri giratorii definitive. Sătui să numere accidentele în care au murit oameni tineri, reprezentanții unei firme de construcții spun că sunt dispuși să facă gratis unul dintre sensurile atât de necesare. Era o discuție că la sfârșitul anului se va face acest sens, nu s-a făcut. Una din intențiile noastre este ca să sponsorizăm, să ajutăm, să preluăm parte din cheltuieli sau în totalitate pentru construcția acestui sens giratoriu. 409 accidente, 66 de persoane decedate, 146 de răniți grav și 470 de răniți ușor au fost pe DN6 în 2018. Este pe locul al 3-lea într-un clasament al celor mai sângeroase șosele din România.